Bună ziua, dragi colegi și stimate cadre didactice! Ne-am adunat cu toții astăzi de Ziua Internațională a Educației și așa cum suntem noi, am dorit să comemorăm această zi printr-o activitate mecuță. În primul rând, aș dori să îi dau cuvântul doamnei director al liceului Gheorghe Munteanu Murgoci pentru a ne spune câteva cuvinte. Îmi oferă prilejul de a le mulțumi tuturor celor care sunt implicați în procesul educațional al tinerilor din comunitatea noastră pentru dăruirea și pasiunea pe care o au în îndrumarea și educarea tinerilor noștri. Cu această frumoasă ocazie le urez celor care au oferit și oferă cu generozitate lumina cunoașterii, șlefluind caractere și formând oameni de valoare, un sincer la mulți ani. Vă doresc tuturor sănătate și putere de muncă, fericire și împliniri. Fie ca visele dumneavoastră să prindă viață, așa cum grație muncii ați făcut posibil ca bună parte din visele noastre să devină realitate. La mulți ani încă o dată cu această ocazie și de asemenea tuturor elevilor un an bun cu note mari, cu rezultate frumoase la concursuri și olimpiade, olimpiadele care urmează. La mulți ani încă o dată! Mulțumim mult, doamna director! În continuare, aș dori să o primiți cu aplauze călduroase pe eleva din clasa 10B, Bana Andreea Steliana, care ne va cânta cu un moment muzical. Va interpreta o melodie populară, Frunzulița Maghiarană. Aplaudați-vă! Vreau să menționez că domnul Andrei Bădescu, foarte bun actor, așa, a fi
câștigat premiul 2 pentru cel mai bun actor în rolul principal. Iar faptul că trupa liceului nostru a fost recunoscută și apreciată la nivel internațional a fost o dovadă a trudii și muncii elevilor în cadrul trupei din teatru al liceului nostru. Așadar, dragi colegi și stimate cadre didactice, am onoarea să-i prezint pe Gluga Iulia, Bădescu Andrei, Rusu Moata și Vasile Adrian, coordonat de domnul bibliotecar al liceului nostru, Preda Adrian, ce vor interpreta o piesă de teatru, O seară în familie. Sperăm să vă regăsiți în personajele prezentate și să apreciați această piesă contemporană. Doamnelor, domnilor, imagine! Controlăm limbajul. Că pe copil oricum mai sunt.
Te-ai dus să vezi un film despre ea pe invers, nu? E bine așa, e de gen limbajul. Tată, mi s-a spus că e un film de gen. Nici măcar nu e poeze, se. Mai așa, niște. Acum gata, nu mai ai nicio obiecție. Tată, e despre toleranță, nu arată nimic. Arată destul. Știu eu ce vor ei să arate. Am văzut scandalul la televizor cu profesoara aia, care în loc să învețe carte pe copii, le băga în cap tot felul de prostii. Că vai, de toți normali și că vai ce bine e așa, vai ce ne place diferența asta. Este chiar normal? Și voi credeți că sunteți mici și după aia nimeni nu vă mai scoate ideile alea. Știu eu ce vor ei cu toleranța asta. Întâi tolerant, pe urmă, ei ies în public, pe urmă, ei devin aia normali. Și tot tu ești ăla pus cu plânt, dacă nu ești ca ei. Am mai văzut tactica asta. Deci, ce-i spun, că nu mă lasă tata? Da, exact asta îi spui fetei alea, care tu-i fi pus. Cum să-i spun așa ceva? Ce o să fie atât de mine? Sunt bebeluș. Bun. Uite cum faci. Bă, fata asta, o inviți aici, luăm masa împreună și o cunoaștem și noi. Și ne uităm la televizor, la ce film vrei tu. Aici cu voi? Da, ce ai? Nu cred că mă desprez. Dar ce? Ți-e rușine cu noi? Nu, dar tu când erai tânăr, ieșeai cu fete la părinți acasă? Nu. Dar tata era un alt gen de om. Mult mai puțin înțelegător decât mine. Și asta ar trebui să mă bucure? Da! Vorbesc serios acum! Eu nu te-am bătut niciodată, nici măcar o pomă nu ți-am dat! Unică tu, în schimb, mă cotonogea săptămâna! Chiar aia cu noroc am ales un om normal la cap și nu semăn cu taică-mi! Tată, nu cred că am fost noroc. Eu cred că așa ar trebui să fie orice părinte. Da, într-o țară normală, dar aici nu ești un normalist, am băiete. Ești în România, iar aici se bate la copii ca la pastori. Dacă ai noroc să fii unul cu părinți normal la cap, te bucuri și dai artiste. Te revolți că nu te lasă la film. Tată, ție ți-e frică că o să nu fie invers dacă merg la filmul ăsta? Hai să mai descricăm filmul acum. Nu te duci nicăieri. Dar vreau să înțeleg. Ești prea mic să înțelegi. Tată, dar nu mai sunt copil. Mâine voi merg la o facultate. Merg în altă oraș, poate altă țară. Și apoi nu pot să mă controlez pas cu pas. Dacă nu-mi explici acum de ce nu e bine să merg la filme din astea, n-aș avea niciun motiv să nu merg atunci. Ești prea mic să înțelegi. Și atunci o să fii destul de mare încât să înțelegi. De cât o să-ți repet? Tată, mâine voi vine ziua aia. Pot să mare, nu mai sunt atunci. Tot o să trebuiască să-mi explic. Nu-ți datorez explicații, da? Întreabă-l pe profesorul tău de religie ce crede el despre oamenii ăștia altfel. Că eu nu sunt destul de teologie să explic. Știi el mai bine. A, de ce cu Dumnezeu? Dumnezeu nu-i suportă pe aia pe invers. Dar e sensibil de Dumnezeu ăsta. Nu-ți supără foamea de războaie, dar când vede pe cineva pe invers, atunci nu-ți fie pedepsit. Tu să nu punești în casa asta! Nu am crescut un copil la timp! Dar... ce ai un străin, se fac. Tată, dar vreau să știu motivele tale, nu profund de religie, tatăl meu. În casa mea nu trebuie să dau explicații, da? Când tipești în casa mea și mănânci din pâinea mea, nu-ți datorezi o explicație. Cum o să aflu adevărul dacă nimeni nu vrea să vorbească cu mine? Doar mi se interzic chestii, fără să știu de ce. Ia stai să vorbim. Cu ce ești încălțat acum? Cu adidași. Ai tăi, bun. Ce ai în mână acum? Telefonul meu. iPhone, adică... De ce? Să-mi scoți ochii că tu mi-ai cumpărat? Nu. Deci dacă te gândești, chiar eu ți-am cumpărat tot ce e pe tine. Dar nu contează acum. Dacă mă duc mâine la liceul tău, și mă voi uita la părinții tăi. Câți dintre ei o să aibă iPhone și Adidas? Nu știu. 70%.
50%, deci... Nu știu, poate. Părinți bogați. Bun. Acum poți să-mi răspunzi tu la o întrebare. De ce sunteți voi toți la fel? De ce vreți voi fix aceleași chestii mereu? Că le număr pe degete. Apple, Adidas, Nike, Sony. Pentru că sunt cele mai bune. Deci sunteți niște copii cu gusturi bune și care apreciază lucrurile de calitate. E, aici mi se blochează mie mintea. Rahaturile astea pe care am dat o grămadă de bani. Blucii, tricoule, cămăștile, iPod-ul, Apple-ul, tot. Căștile alea de fiți, care nu știu unde le ai. Toate sunt fix la fel de bune, ca alea fără marcă pe ele. Și știi un secret? Toată lumea știe asta. Toată lumea în afară de voi. Că pentru voi cretul contează. S-ai văzit glaia, că ar fi nu e bun. Cineva m-a spălat pe cret și acum nu mai gândiți cât un bob de mare. Vă puneți probleme. Folosiți materia cerușie. Știai că iPad-ul e cea mai bună tabletă din magazin? M-am dus cu tine acolo și ți-am spus, hai să le testăm și pe restul tabletă. Dar tu nu! Te-ai dus în timp să iPad, aia vreau. Ce? Erai să rămâi cu ultimul sărătoi din clasă? La fel și cu Adidas. Niște jafuri de gumar cu pânză în care intră apă la prima ploaie. Da, nu erai să rămâi cu ultimul de căruță. Și ți-am luat. Dar mă turba motivul. Nu ți-i luam pentru că ți-i plăceau ție, ți-i le luam pentru că plăceau cu regiurile. Bă, îmi plăcea și tare mă îndoiesc. A, n-ai din coincidență cum îți place ție fix ce le place celorlalți 99% din liceul tău. Fix la ce se face reclamă peste tot. Dar tu ești un gânditor independent și... O să am încredere că o să te duci la un fel de propagandă și o să ieși de acolo fără neutre și... Asta până ce am făcut, o să te duci cu colegii tăi, care nu o să te influențeze deloc. Așa cum te-ai influențat și până acum. Pe scurt, nu te las la film, pentru că nu am încredere în gândirea ta. Nu mi-ai demonstrat până acum că poți lua decizii singuri. Ți-a ascuns explicația asta. Atunci m-am spălat, 2007. Da. Când ai fost tânăr, ai fugit de acasă. Mereu te mândrești cu asta. Da, pentru că bunică tu mă snopea în bătaie. Nu-mi lua Adidas. Ok, dar tu nu erai copil, iar bunicul o madru cu experiență? Era un bețiv cu experiență la bătut. Cinci. Păi nu vezi tu? Când erai tânăr, credeai că ai mereu dreptate. Și acum încă mai crezi asta. Mi-am făcut singurul drumul în viață, să știi. Am lucrat pe un șantier și gramulabile cu ciment. Mi-am plătit singur studiile și, da, gândeam cu capul meu pe vremea aia. Și de ce nu crezi că și eu pot gândi singur? Nu te lovi de nicio greutate până acum. Nu ai habar ce înseamnă să te schimbe lipsurile și suferința, dar vrei să tolerezi. Dacă aș pleca și vedea acasă, mai am serios. Poftim? Nu care mă așteptam ciudată cu discuția asta. Nu, dacă tot am început-o... De ce-i fi în stare să pleci de acasă când te lasă un film? Nu pentru. Pentru că sunt un nimeni în fața ta. Că sunt un spălat pe creier, ați zis, nu? Nu ești atât de deștept pe cât crezi tu. Asta am zis. Da, dar vreau și eu să devin așa de deștept cum ai fost și tu când ai fugit de acasă. Nu pleci nicăieri. Mihai, lasă la film. Nu pleacă la niciun film. Acum încercăm și tehnici de șantaj emoțional. O sperii pe maică pentru că știi că ea te crede? Eu nu sperii pe nimeni. Eu vorbesc foarte serios. Nu ai habar cum e să fugi de acasă. Vorbești din vise. Unde este duci? La care? Acolo ți-e duc toți care fi, nu? De ore te ține bateria la laptop? 6 ore. 6 ore. 6 ore, așa... Bun. Deci, în 6 ore, te așteptăm înapoi cu masa. Tată, tu glumești, dar eu vorbesc serios. Și eu vorbesc serios, din câte știu eu. La gară nu au prize. Și? Că și cum ai strigi tu fără laptop? Telefonul prea și ăla încărcat. De aia că tu mai zic. Nu ești în stare să stai 10 minute fără Facebook și te cred că poți să stai măcar o oră în gară.
La gara unde? Am patru gelate. Pe care îl plătesc chiar eu. Și poți să-mi vezi chiar azi abonament. Dacă vrei să fugi de acasă, pare îmi fugi de tot. Nu-mi lăsa mie factură de plată în urmă. Așa că o să treci și la din partea. Nu. Poftim? Că nu mă duc cu voi la masă. Asta e o pedeapsă pentru noi, cumva? Nu. Nu răspunzi. Păcat. Probabil colegii tăi au mare nevoie. Să fi spălați pe creier în colectiv, că nu s-ar duce de unul singur. Nu răspunzi? Păcat. Știi, dacă erau chiar așa de bun prieteni ai tăi, te puteai duce la unul dintre ei să te găzduiască, pentru că taicătul e un tiran care te oprimă. Dar tu nu. Tu nu ai prieteni. Virtual. Pe Facebook. Hai, ba, știi ce? Vai, Cezar, orice îi zice, noi dăm like. Like, like, like. Vai, Cezar, este ziua ta. Dacă nu știam, și nu era nici Facebook, ne duream cot. Dar nu contează asta. Dar ea cere unul dintre ăștia prieteni ai tăi să te gândească la el acasă pentru că te-ai certat cu taică. Ar face măcar nu asta pentru tine? Nu știu, nu cred. Când am fugit eu de acasă, am avut unde să mă duc. Aveam un coleg de bancă și ăla mi-a zis vină la mine acasă că părinții mei nu se supără. M-au ținut săracii lui părinți pe mâncare timp de două luni până m-am angajat cu un șantier. Erau sărmani, dar nu erau să mă dea afară din casă. Țineau prea mult la fiul lor. Nu-ți dai seama că n-ai unde să te duci? Vrei la gară cu toți autolacii? Tu nu reziști nici măcar o oră în gară și te crezi că poți să te duci acolo. Așa că mai stai în picioare și treci la nasul. Mamă, tu mai lași la gata, am încheiat discuția asta. Nu contează dacă te lasă ea, nu te las eu. Serios? Adică eu n-am nici cuvânt în casa asta? Păi toate cuvintele din lume, dragă. Dar pe copilul ăsta ar crește amândoi, împreună. Un grup de naționaliști ortodoxi a blocat în această seară o proiecție de film pe o temă LGBT, lesbian, gay, bisexual, trans, la Muzeul Țăranului Român, intonând imnul național și făcând remarci homofobe. Protestul celor aproximativ 50 de persoane a avut loc în sala unde urma să se proiecteze un film despre o familie formată din două lesbieni, The Kids Are All Right, în cadrul evenimentului organizat de Asociația Accept. Reportera noastră, Alexandra, este la fața locului. Alexandra, ce se întâmplă? Bună seara, Andreea! Mă aflu aici împreună cu câțiva oameni care au întrerupt proiecția filmului de la Muzeul Țăranului Român. Îmi puteți spune de ce ați întrerupt filmul? Jean? Ăsta este Muzeul Țăranului Român, dragă domnișoară. Al Țăranului Român. Ce are face asta cu poponarii? Noi suntem revoltați că în această clădire, simbol creștin al suferinței neamului nostru, se poate da o asemenea mizerie. E ca un scuipat pe memoria creștină a neamului. Jandarmii se află la... dar nu o intervine. Nu-i mai bine nu te-am lăsat să mergi la film. Acum veneai bătut acasă. Deci... m-ai protejat de bătare. De unde știi că o să se întâmple? Normal că nu știam. Dar zici și tu, nu e mai bine că ești aici, cu noi? Nu știu, poate că... Cum ai zis? Voi bătaie? Nu știu, mă gândesc acum. Pentru unele idei, merită să-i bătaie. Așa aș fi câștigat și niște respect. Crezi că te respectam dacă te băteai pentru drepturile altora pe invers? Dreptul la liberă exprimare. Dreptul pe care tu nu mi le recunoști acum. Eu nu sunt ca aia, să știi, care au oprit filmul. Și dacă tu nu mă cunoști destul cât să crezi asta... Nu, tu nu oprești lumea, tu oprești lumea privată. Subtilă diferență. Nu-l las pe fiul meu să vadă o porcărie!
toată lumea e fiul cuiva, dacă toți tații la nesterzice fiilor lor să meargă la filme din astea, unde s-ar mai spune adevărul? Ce adevăr? Ce legătură au poponarii cu adevărul? Că ei există, fie că îți place ție sau nu. Ce mai voie să-i disprețuiești? Doar pentru că tu ești diferit. Sunt fiul tău, dar sunt altfel decât tine. Cum și tu ești diferit de bunic. Ți-ar fi plăcut atât de mult să semeni cu bunicul? Era altă situație, de câte ori să zic. Ba, fix la fel. Doar că bunicul era din comuna primitivă, pe vremea când oamenii gândeau mai simplu și nu înțelegeau că nu au dreptul de viață și de moarte asupra copiilor lor. Dar tu te crezi mai evoluat. Tu doar controlezi gândurile. Nu mai compara într-una cu taică. Ești la fel ca ăla de-a înăvălit peste film, că murea de film. Cum să existe așa ceva pe pământ cu care noi nu suntem de acord? Am încheiat discuția asta. Gata. Unde te duci acum? Răspunde. Plec în tabără la mare. Lasă-mă rucsacul acolo la dispinare și hai să discuți aici. Acum vrei să discuți? Spune-mi de ce mai vrei să pleci. Nu mai e niciun film la care să te duci. Din principiu. Ha, ia auzi, fiul meu are principi. Ia să vedem ce principi ai tu. Presupun că nu are care am încercat să-i educ eu. Mihai, încetează! Cezar, te rog, mama, lasă jos rucsacul ăla. N-are rost să-ți explic tu și așa nu te duci. Mare, dacă vrei să vorbești cu el, vorbești cu el. Nu mai vorbim cu el. Adinea, mă uitam la televizor. La oamenii care au năvălit peste tine. Și atunci m-a luat ideea. Că toți sunt tații cuiva. Sunt frații, unchii, verișorii cuiva. Dar nimeni nu s-a dus la taică să zic. Tată, te rog, vină în prezent. Lumea nu mai e cum vrei tu să fie. Lumea s-a schimbat. Și dacă e cineva care te deranjează, nu te duce peste el. Lasă să trăiască în greșeala lui. Că toți suntem diferiți. Dar copiilor nu le-au ce. S-au dus la școală, ca asta le-i datoria lor. Dar dacă părinții tăi greșesc, ia-i de o muncă și explică. Dacă nu le explici, atunci e vina ta directă, pentru că tu știi. Acum pleci din casa asta, pentru că dacă rămân, aprob ce-au făcut tăi. Dacă pleci din casa asta, nu te mai întorci niciodată. Să-ți fie clar. Da. Cine crezi că ar mai vrea să se întoarcă? Ce s-a stat? Voi doi ați nebunit? Vorbește-mă cu el, ți-am zis. Cezar, tu chiar vrei să crești de acasă? Da. Tata, aș emoționat. Mihai, te rog să taci! Ai vorbit destul! Cezar, te rog frumos, nu faci asta. Nu pot altfel, dacă rămân în casa asta, simt că mă supăr. Bine, ascultă-mă puțin și pe urmă faci ce trebuie. Ai spus că și noi suntem ca cei de la televizor, că ți-e rușine cum. Am înțeles bine? Nu, doar de tata. Păi și pe mine ce faci? Nu înțeleg. Pe mine ce mă pedepsești așa? Cum o să mai trăiesc după chestia asta? Te-ai gândit? Nu știu. Lasă, dragă, să pleci. Și așa se întoarce peste 6 ore până azi în pământ. Ți-a zis. Nu se întoarce nicăieri! Îl umilești tu când spui să-l aștept pe masa. Nu am vrut să-l umilesc. Atunci taci și lasă-mă pe mine să descurc mizeria asta în care ne-ai băgat. Și te rog să nu mă mai întreb. Cezar, ți este rușine cu părinții tăi? Poate că da. Dar nu toți îmi spune că e vina copiilor, că părinților sunt așa. Plin de ură să mai știu eu cum. Da. Păi și ce o să schimb cu asta? Tot o să fie vinovat. De ce? Pentru că ai plecat în loc să ne explici cu ce greșim. Ai plecat și ne-ai lăsat în ignoranța noastră. Dar v-am explicat azi. Nu ajunge băiatul, mame. Știi bine că nu vezi pe nimeni ceva într-o oră. Trebuie să stai aici și să ne explici să ne cu ce greșim. Ar fi ne lași în întuneric și da, chiar o să fie vina ta. Dar tata nu mă lasă să-i explic. O să te lasă într-o zi. Poate chiar mâine dacă ai răbdat din mâine. Păi să stăm aici, în fiecare seară și să discutăm calm. Iar doar să ne zici cu ce greșim. Iar noi, o să spunem ce gândim. Pentru că și noi vrem să vorbim. Dar tata nu înțelege. Nu, dar știi, nici eu nu înțeleg prea bine cu ce au greșit oamenii aia de ori. Păi fi și eu din comuna primitivă, mai știi? Nu vorbe așa, mamă. N-ai de unde să știi, nici tu și nici noi. Dacă tu pleci pentru că suntem prea proști ca să ne explici, atunci nici tu nu ești atât de inteligent pe cât te crezi. Nu poți să fii doar tu singur om inteligent pe lume. Trebuie să accepti că mai sunt și alții deștepți pe planetă și poate, poate, și toate te rășii. Ce zici? Crezi că
poți să stai să înțelegi și să ne asculti ce avem și am zis. Dacă rămân, o să mă lase tata să-i explic? Da, nu o să te mai jignească nimeni când vrei să tu aici. Nu am vrut să jignesc pe nimeni. Nimeni n-a vrut. E vina mea că v-am lăsat și vă ajungeți aici. Dar acum gata. Hai la masă. Cinematică e un alt film, tot despre toleranță. Mă-i lăsați să merg? Mai vorbim. Mergem toți trei. Am spus că mai discutăm. Nu, mergem toți trei. Ne lăbunim o dată ce în filmele astea. Vorbim cu poftim dacă trebuie. Cine vrea de seară? Eu. Și noi să-i mai înțelegem pe părinții din ziua de azi. Zic și eu. Deci, în ultimul rând, aș dori să-i invit din nou pe scenă pe Leva Banea Steliana să ne încânte cu o melodie. De data asta nu e o melodie populară. Avem parte de o melodie pop a lui Beyoncé, If I Were a Boy. Steliana!
Wow! Cred că nimeni nu s-a așteptat la asta. În final, aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru participarea dumneavoastră la această activitate. A fost gazda voastră de data aceasta, Constanța Andrei.